Mihai Argintaru, viceprimarul PSD al Comunei Padeș, conduce instituția publică în lipsa edilului Mihăiță Troacă, conform legii. Vicele de la Padeș ne-a asigurat că totul este în regulă la primărie și el se ocupă de problemele oamenilor. Coordonez activitatea așa cum trebuie în cadrul primăriei Comunei Padeș. Nu avem niciun fel de problemă. Cetățenii vin cu rezolvarea unor probleme. Atâta timp cât cetățenii se prezintă la primărie cu probleme, iar calea legală o găsesc la instituția noastră, cu siguranță niciun cetățean nu a fost să rămână nerezolvat. Am rezolvat toate problemele cetățenilor și în această perioadă și le voi rezolva așa cum trebuie, cu simț de răspundere și în următoarea perioadă. Cel mai sigur, săptămâna viitoare vom avea o ședință de Consiliu Local. Adrian Drăghia, consilier local la Padeș, spune că până în acest moment consilierii locali nu s-au întâlnit, dar lucrurile sunt în regulă până la revenirea edilului. N-am ținut nicio ședință, adică am înțeles promotările la prefectură, automat vicile preia atribuțiile primarului. Este o problemă, dar ceodată nu este primarul, normal că este o problemă. Este o problemă la sine. Ne fiind primarul în instituție, este o problemă. Dar noi sperăm să vină primarul înapoi. Și Niculescu? Nu, cred populația nu. Dar cred că populația tot pentru mine este. Deci asta am câștigat cu... Ați văzut diferența care a fost la scrutin? Vă dați seama. Mai ales că am avut atâta în comun asta și cred că lumea îl apreciază. Lucruri pe care nu s-au făcut de ani de zile. Fiind cont de apă curentă, drumuri, către proprietăți și... Având și un mandat foarte greu în care nu s-a primit bani, nu s-au primit... Se cunoaște destul de bine situația. Fostul primar Viorel Niculescu susține că acum se așteaptă ca justiția să se pronunțe și până la o soluție viceprimarul se va ocupa de activitate. La ora actuală e o decizie definitivă a Curții de Apel Craiova în legătură cu domnul primar Troacă pentru 30 de zile. Acum, după 30 de zile, noi nu știm ce se poate întâmpla. Dumnealui poate să revină, poate să nu revină. Asta e problema dumnealui, cum își justifică acuzațiile. Problema e că noi, în calitate de consilieri, avem obligația să ducem mai departe și să ajutăm interimatul să meargă în numele domnului viceprimar, pentru că așa este legal ca domnul primar să conducă, să ducă mai departe conducerea instituției și e normal ca noi consilierii să ne adunăm, să discutăm, să vedem ce putem face pentru în imediata apropiere a timpului să putem să conducem cum trebuie comuna. Comuna trebuie condusă, oamenii au nevoie de rezolvarea problemelor, nu trebuie să stagneze, dar și după 30 de zile o vedea, poate că vine domnul primar și conduce mai departe dumnealui mandat. E prematur de a discuta problema asta, este domnul viceprimar care se ducă mai departe, dacă dumnealui vrea să fiu alături de el să ajut sau aia, nu e niciun de problemă.